Bine v-am găsit! Astăzi vom exersa împreună citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 10.000. Așa cum știm deja, pentru a scrie numere folosim simboluri numite cifre. Pentru început să ne amintim cum se formează numerele naturale. Din clasele mai mici știm că 10 unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin imediat superior. Astfel, 10 unități formează o 10, iar 10 zeci formează o 100. Unitățile se numesc unități de ordinul 1, zecile unități de ordinul 2, sutele sunt unități de ordinul 3. Cele trei ordine formează o clasă, numită clasa unităților. Astfel, ați învățat să scrieți numere formate din 3 cifre. Șirul numerelor naturale însă nu se oprește aici. La rândul său, un grup de 10 sute formează 1000, iar 10 unități de mii formează o 10 de mii. Ele vor fi unități de ordinul 4, respectiv de ordinul 5, și vor face parte din următoarea clasă, cea a miilor. Deoarece cunoaștem deja numerele naturale de la 0 la 999, atenția noastră se va îndrepta acum spre scrierea și citirea numerelor naturale de la 1000 la 10.000. Acestea sunt scrise cu 4 cifre, excepție făcând numărul 10.000, care se scrie cu 5 cifre. Pentru a citi un număr, mai întâi împărțim cifrele lui în grupe de câte 3, de la dreapta la stânga. Vom evidenția astfel clasa unităților cu cele trei ordine, unități 10-100 și clasa miilor, în care, în cazul nostru, apare doar o singură cifră, cea de la ordinul unităților. Cum citim acest număr? Este foarte simplu. Mai întâi citim cifra, apoi spunem poziția pe care o ocupă în cadrul clasei, adică ordinul, iar la final rostim numele clasei, în cazul nostru doar pentru clasa miilor, deoarece cuvântul unități nu se pronunță. Așadar, numărul nostru se citește 2.500.40.3. Iar cu litere îl vom scrie astfel. Să citim împreună următoarele numere. 3.453. 5.243. 1.315. După cum ați observat, între clase s-a lăsat un mic spațiu. Mare atenție trebuie să acordăm numerelor care conțin cifra 0. Aceasta arată că poziția pe care o ocupă există, dar este liberă. Spre exemplu, în numărul 9058, cifra 0 ne arată că pe poziția sutelor nu avem nimic, dar ea există. Nu se pronunță nici cifra 0, nici poziția ei, însă se scrie pentru că, în caz contrar, vom obține numărul 958, care este diferit de 9058. Cum vom citi și cum vom scrie următoarele numere? 2005 4030. Numărul 10.000 se va scrie astfel. În încheiere, vă provoc să formați numere folosind doar cifrele 1, 4, 5 și 7, să le citiți corect și apoi să le scrieți și cu litere. Succes!